Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, citim primele două versete și apoi de la versetul 32 la versetul 35, pagina 952 în Sfintele Scripturi, Matei capitolul 24, versetele 1 și 2 și apoi 32, 33, 34 și 35. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Versetul 32. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, am vorbit în săptămânile trecute despre conceptul răpirii bisericii. Răpirea bisericii este un concept real, biblic. Chiar dacă unii se plâng că nu scrie de prea multe ori în Biblie termenul în sine, noțiunea în sine, cuvântul în sine, răpire, conceptul este prezent pe paginile Sfintelor Scripturi și în mod deosebit în Noul Testament, pentru că, de fapt, ce înseamnă răpirea bisericii? Brațul tare al lui Dumnezeu va smulge și va scoate pe cei care sunt ai lui, atât din puterea și din autoritatea morții, pentru că morții vor învia nesupuși putrezirii, cât și din ghearele acestei omeniri, cei ce vor fi rămas și care vor fi transformați la o clipeală din ochi și se vor întâlni cu Domnul pe nori. Contextul răpirii este vizibil în lumea de astăzi. Trăim vremurile din urmă. Conceptele apocaliptice au inundat toate filozofiile și religiile lumii, pentru că oamenii își dau seama că ceva ciudat se întâmplă în lumea aceasta. De asemenea, am vorbit despre semnele pe care le vedem în biserică. Felul cum decurg lucrurile în creștinismul de astăzi, când se împarte în două, în biserica aceea care va fi răpită și va avea parte cu Domnul în eternitate și în credincioșii apostați care, cuceriți de lumea aceasta, întorc spatele lui Dumnezeu și îmbrățișează păcatul și nelegiuirea. Am vorbit despre comunitatea răpirii bisericii. Răpirea bisericii nu este un concept acceptat de toți oamenii, de lumea aceasta. Este o lucrare pe care o cred cei care sunt ai Domnului. Și din nefericire, comunitatea aceasta a răpirii se va separa, se va împărți în două. Fecioarele înțelepte și cele nechipzuite. Nu-i așa? Este extraordinar că diferența dintre unele și altele este unde lemnul din vase. Unde lemnul din vase. Unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt. Și îndemnul în această seară a fost să stăruim, să stăruim mai mult, să stăruim tot timpul, să stăruim ca să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt, să stăruim ca trupurile noastre să fie vase pline cu undelemnul Duhului Sfânt. Lucrul acesta este de dorit în viața fiecărui credincios și este garanția că nu ni se vor stinge candelele atunci când se va auzi strigătul de la miezul nopții. Când vorbim despre cronologia răpirii bisericii, unde putem așeza evenimentul acesta al răpirii bisericii în istorie, cel mai important semn pe care îl avem în cuvântul lui Dumnezeu este națiunea Israel. De fapt, sunt trei entități ale profeției biblice. Și
În seara aceasta doresc doar să înțelegem ceea ce doresc să spun despre cronologia răpirii bisericii vis-a-vis de Israel. Avem câteva diagrame pe care le vom publica în buletinul de duminica viitoare cu privire la vremurile sfârșitului și specific cu privire la Israel și biserică. Dar în seara aceasta cer atenția dumneavoastră pentru că lucrurile acestea sunt foarte importante, sunt biblice, negru pe alb în Scriptură, dar nu sunt foarte cercetate și foarte înțelese, sau dacă sunt cercetate, nu sunt înțelese, sau dacă sunt înțelese, de multe ori sunt înțelese greșit. Sunt trei entități în lumea aceasta atunci când vorbim de oameni. Este lumea sau neamurile, Gentiles, cum este în Biblia în limba engleză, neamurile, lumea, care se întinde din punct de vedere cronologic pe tot parcursul istoriei. De la primul om creat și până la nimicirea finală a nelegiuiților și aruncarea lor în focul veșnic, este un fir continuu al neamurilor. Întotdeauna au fost neamurile sau lumea pe pământul acesta. Când cuvântul Domnului, când Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Nicodim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, asta înseamnă, s-a referit la toți oamenii, de la primul, de la Adam și până la ultimul care se va naște pe planeta aceasta. Dumnezeu iubește toți oamenii. Asta înseamnă Dumnezeu a iubit lumea. Apoi, a doua entitate este entitatea Israel. Din lume, Dumnezeu l-a ales pe Avram. Și prin Avram, tatăl tuturor credincioșilor și în care sunt binecuvântate toate familiile pământului, a creat o națiune, un popor. Au fost patriarhii, Avram, Isaac, Iacov, cele 12 seminții care s-au înmulțit în Egipt, apoi Domnul i-a călăuzit prin pustie, le-a dat o țară și au devenit o națiune, poporul ales al lui Dumnezeu. Națiunea Israel intră în istorie și din punct de vedere cronologic, pe harta istoriei, se înscrie de la Avram și până în zilele noastre. Dar ca stat, ca entitate, din momentul în care au fost numiți un popor, până la robia romană și diaspora de 2000 de ani acestei națiuni, de aproape 2000 de ani, până în 1948 n-a mai existat statul Israel, în 1948 s-a reînființat statul Israel și din nou Israelul este ca stat, ca națiune pe harta lumii și până la vremea sfârșitului. A treia entitate este Biserica Domnului Iisus Hristos, născută de Domnul la Calvar. Traiectoria ei în istoria lumii este de la momentul nașterii ei în jertfa de la Calvar și prin umplerea cu Duhul Sfânt, pecetluirea cu Duhul Sfânt și până la răpirea bisericii. Aceasta este etapa istorică, dispensațiunea în care biserica este prezentă în istorie. Dragii mei, biserica și Israelul, și specific lucrul acesta, este foarte important această specificație, au segmente comune. Statul Israel, țara Israel și biserica au segmente comune în istorie. Pentru că există foarte mulți dispensaționaliști care spun unde se termină Israelul, începe biserica și unde se termină biserica, începe Israelul. Încearcă să taie în felii harta în felul acesta. Nu este adevărat. Biserica a luat ființă, să zicem, în jurul anului 30-33, atunci când Domnul Iisus Hristos a murit la Calvar, a înviat, s-a înălțat, a pogorât Duhul Sfânt. Este lucrarea mântuitoare prin care este născută biserica. Statul Israel a încetat să mai existe în anul 70. Iată, dar, dintr-o dată avem de-a face cu aproximativ 40 de ani de istorie concomitentă, comună a Israelului ca stat, ca entitate,
pe harta lumii și biserica. Mai mult, dumneavoastră știți că în 1948 Israelul s-a născut sau a înviat ca din morți și există din nou ca țară. 1948, suntem în 2014, dacă nu mă înșală socotelile, vreo 66 de ani de istorie comună, când Israelul e pe hartă și biserica încă este pe pământ. Și mi se pare foarte normal să fie așa. Și știți de ce? Pentru că Israelul și biserica sunt entitățile care îl reprezintă pe Dumnezeu și cu care se identifică Dumnezeu. Și este foarte adevărat, foarte adevărat, că există niște ere, era neamurilor care umblă în toată istoria, era lui Israel, care se încheie odată cu lepădarea, dar nu pentru totdeauna, în anul 70, când Israelul predă ștafeta bisericii. Dumnezeu întotdeauna este reprezentat, dar din Israel se naște biserica. Din Israel se naște biserica. Biserica primară este biserica din Ierusalim, care s-a născut în mijlocul națiunii Israel. Tot așa, în ultimul segment al istoriei, biserica predă ștafeta lui Israel pentru ultima perioadă, pentru ultima dispensațiune, perioada mâniei lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și biserica este concomitentă cu Israelul pentru o perioadă de timp, iată, de 66 de ani. Când vorbim despre necazul cel mare, necazul cel mare este ultima săptămână profetică din Daniel, capitolul 9. Cuvântul Domnului spune în Daniel, capitolul 9, că pentru națiunea Israel, istorică, vorbim de cronologie istorică, Dumnezeu a hotărât 70 de săptămâni. Acum eu nu am să vă încarc memoria cu o groază de cifre istorice, doar vreau să vă spun un lucru. Aceste 70 de săptămâni, fiecare săptămână profetică înseamnă 7 ani. Toate aceste 70 de săptămâni, 490 de ani, sunt documentate istoric la zi. Sunt documentate în istorie la zi. Și împlinirea lor a fost sigură. Vă aduc aminte că până și robia de 70 de ani a fost documentată la nivelul la care Daniel, atunci când și-a pus inima să citească profeții și a văzut în cartea lui Ieremia foarte clar că robia va dura 70 de ani și când el a văzut că se apropie împlinirea acelei perioade de robie, Daniel a început să vină înaintea Domnului în rugăciuni de mijlocire pentru națiunea sa. Istoria lui Israel este documentată cu claritate în cuvântul profetic al lui Dumnezeu. Există însă o săptămână profetică pe care Domnul a hotărât-o pentru Israel, ultimii 7 ani a istoriei înainte de domnia de 1000 de ani. Și bineînțeles, cei 7 ani înainte de aruncarea lui Anticrist în iazul de foc și a prorocului mincinos. Aceasta este ultima săptămână din cronologia istoriei de acum pentru națiunea Israel. Și aș vrea să observăm cronologia biblică a Israelului în vremurile din urmă, cuprinzând și această săptămână profetică, acești 7 ani. În primul rând, reînființarea statului Israel în 1948 este și un act profetic și este și un act istoric pe care îl cunoaștem cu toții. Apoi, Daniel vorbește, și așa introduce această a 70-a săptămână, tratatul de pace cu Anticrist, care deschide această ultimă săptămână istorică a lui Israel. Biblia spune că Anticrist va face un tratat de pace cu Israel. Dumneavoastră știți că Israelul este mărul de discordie al lumii de astăzi. Și că toată politica și geopolitica externă gravitează în jurul situației din Orientul Mijlociu.
Sunt foarte mulți care spun că dacă s-ar face pace acolo, ar fi pace pe întreg pământul. Diavolul are privirile ațintite asupra Orientului Mijlociu, pentru că diavolul este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul la tot ceea ce alege Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a ales Israelul, diavolul urăște de moarte Israelul. Fac o paranteză să vă spun, stimați frați și surori, că orice simțământ antisemit în inima cuiva este de origină demonică. Evreii mii de ani au fost în diaspora, au fost în țările altor popoare. Și cuvântul lui Dumnezeu a spus foarte clar că peste tot unde vei ajunge, vei fi cap și nu coadă. Dar pentru că ei nu l-au avut pe Dumnezeu, că dacă n-au respectat legea lui Dumnezeu în țara lor pe care le-a dat-o Domnul și le-a poruncit să-i respecte poruncile, ce să mai respecte ei legea lui Dumnezeu pe unde au ajuns? E un miracol că și-au păstrat limba și e un miracol că și-au păstrat credința mozaică. E un miracol. Nici o națiune n-a reușit așa de-a lungul mileniilor să se desfințeze și spormă să apară și să aibă legea și să aibă limba și să aibă tot ce trebuie unei națiuni. Și religia le-a rămas. Dragii mei, poporul acesta a fost un popor foarte descurcăreț, pentru că toți oamenii care sunt în diaspora, și noi suntem tot în diaspora, sunt descurcăreți, li se naște un simț din ăsta de a se descurca printre străini. Nu vă aduceți aminte când pleca câte un copil de la țară și mergea la oraș și ajungea între străini? Era mai descurcăreț, se zicea că e mai luminat. De ce? Pentru că a ieșit între oameni și a trebuit să se descurce. Pe de altă parte, chiar dacă poporul Israel încă n-a ajuns la cunoștința adevărului și a lui Hristos, Dumnezeu nu i-a lepădat. Sunt doar pentru o vreme în stare aceasta, dar nu i-a lepădat pentru totdeauna, sunt încă poporul lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune cuvântul profetic popoarelor care au luptat împotriva lui Israel. Dumnezeu spune, da, eu am dat poporul meu în mâinile voastre, pentru că a trebuit să-l pedepsesc pentru idolatriile lui. Dar vai de voi că v-ați atins de ei! Și toate națiunile care vreodată au ridicat sabia împotriva poporului sfânt au simțit pe pielea lor mânia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se judecă cu poporul său. Dar noi nu avem dreptul să facem altceva decât să iubim ce iubește Dumnezeu. Și chiar în mijlocul mâniei, în mijlocul pedepselor pe care Dumnezeu le-a aplicat corectiv națiunii sale, noi trebuie să continuăm să iubim poporul lui Dumnezeu, să iubim poporul evreu, să iubim națiunea Israel în mod necondiționat, pentru că e națiunea lui Dumnezeu. Și pentru că sunt frații noștri, și dumneavoastră veți spune, îngroziți, cum să fie frații noștri? Sunt frații noștri, fraților. Sunt frații noștri. Spunea apostolul Pavel așa, că prin trupul lui Hristos și unii și alții avem intrare la Tatăl. Prin trupul Domnului Iisus Hristos. Și acolo spunea, și cei de departe, și cei de aproape. Cine erau cei de aproape? Evrei, pentru că aveau legea lui Dumnezeu, erau poporul lui Dumnezeu. Cine sunt cei de departe? Neamurile. Acum eu știu că ei nu ne văd pe noi, frați, pentru că ei ne consideră greșiți. Ei nu cred în Hristos Domnul ca Mântuitor și ca Fiul al lui Dumnezeu. Dar vom vedea puțin mai târziu, că în Apocalipsa, capitolul 12, după ce biserica este răpită, și când diavolul nu mai poate avea calitatea de pârâș la tronul lui Dumnezeu, pentru că el pârăște pe copiii lui Dumnezeu, atunci când diavolul este aruncat pe pământ, poporul lui Dumnezeu spune, pentru că pârâșul fraților noștri, care îi pâra zi și noapte, a fost aruncat pe pământ, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața până la moarte. Atunci Israelul ne va recunoaște ca frați, dar noi pentru că avem revelația.
Noi, pentru că avem descoperirea Domnului Iisus Hristos, noi nu avem nevoie să vină momentul acela când să-i îmbrățișăm și să-i considerăm frați. Noi de pe acum îi considerăm poporul lui Dumnezeu și frații noștri. Există două calități aici, de drept și de fapt. De drept, în mod profetic, noi știm că ei sunt frații noștri și aleșii lui Dumnezeu împreună cu noi. De fapt, lucrul acesta se va întâmpla mai târziu, dar prin credință, că asta e credința. Să vezi lucrurile care se vor întâmpla înainte să se întâmple și să acționezi în virtutea a ceea ce crezi. Dragii mei, să ne ferească bunul Dumnezeu să rostim cuvinte urâte, să avem sentimente de ură și și resentimente împotriva evreilor. Indiferent ce experiență ați avut, indiferent cum v-au tratat unii dintre ei, sunt oameni și sunt căzuți și sunt lepădați pentru o vreme, dar reprezintă poporul sfânt al lui Dumnezeu care va fi reabilitat și pe care Dumnezeu îl va ridica din nou la rangul de popor ales. Acum, tratatul de pace cu Anticrist, care deschide ultima săptămână istorică de 7 ani, presupune și rezidirea templului. Și vom vedea imediat de ce. Biblia spune că la jumătatea perioadei de 7 ani, asta tot în Daniel 9, va rupe tratatul de pace și va face să înceteze jertfa necurmată la templu, urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Ce înseamnă asta, frați și surori? Înseamnă că templul este acolo. Eu am fost acolo și încă nu-i templu. Dar vreau să vă spun că am văzut cum se pregătesc pentru noul templu. Există foarte multe știri conspirative, însă la ceea ce am văzut, sfeșnicul, masa punerii înainte, altarul de tămâiere, singurul efect care le lipsește, singurul articol care le lipsește este chivotul legământului, care nu poate fi reprodus. Este unul singur. Nu se știe unde este. Unii spun că știu, dar nu se știe. Să vă spun eu mai târziu unde este. Însă, toate celelalte le au pregătite. Sunt pregătiți pentru lucrul acesta. Instruiesc preoți pentru lucrul acesta. Și Biblia spune că va fi un templu. La jumătatea săptămânii, atunci când Anticrist rupe tratatul de pace pe 7 ani, după 3 ani și jumătate îl rupe, are loc desacralizarea templului. Și acum haideți să umblăm puțin prin Scriptură, în mai multe pasaje, și să citim ceea ce se va întâmpla. În primul rând, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4. Aici ni se vorbește despre Anticrist, despre potrivnicul, despre omul fără de legi, despre fiul pierzării, și spune așa, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și ca să nu existe absolut niciun fel de dubiu că aici este vorba despre templul din Ierusalim, că probabil cineva ar vrea să spiritualizeze și să se refere la templul spiritual, poate chiar al bisericii, haideți să mergem în Daniel, în capitolul 9, versetul 27. El va face un legământ trainic cu mulți timp de 1 săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Se referă la jertfele de la templul din Ierusalim. Și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. La jumătatea perioadei de 7 ani, Anticristul desacralizează, profanează templul. Un alt lucru care se întâmplă în această perioadă, mergem în cartea Apocalipsei, în capitolul 6. Este vorba de ruperea
peceților. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am văzut pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat-o cu nună și a pornit biruitor ca să biruiască. Atenție, aici nu este vorba de Domnul Iisus. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții, și s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor 4 făpturi vii am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un leu și 3 măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răspunzi sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. E vorba de prigoana finală. Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobo s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Rețineți cuvântul mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Și acum, frați și surori, ascultați în capitolul 7 ce se întâmplă cu Israelul în pregătirea pentru aceste zile grele de mânie a mielului. Capitolul 7. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 4 îngeri cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul și marea, să nu înceapă mânia, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Și acum ni se vorbește despre câte 12.000 din fiecare seminție. Aceasta este pecetluirea lui Israel pentru intrarea în perioada de mânie a mielului. Ce se întâmplă în momentul acesta în cer? Continuăm, capitolul 7, versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. S-a cântat mai devreme. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă,
care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis. Acum, unul dintre cei 24 de bătrâni se îndreaptă către Ioan, care are această revelație, și întreabă: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului spune că pe noi Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci la slavă. Când vine mânia lui Dumnezeu pe pământ, așa cum am citit în capitolul 6, și Israelul este pregătit și pecetluit pentru acea perioadă de mânie a mielului, când stâncile se prăbușesc, când soarele se întunecă, când luna se preface în sânge, când stelele cad pe pământ. În acel moment, biserica nu e rânduită la mânie, este la tronul lui Dumnezeu, dar totuși vine din necazul cel mare. Haideți să ne uităm în Apocalipsa, capitolul 11, vă rog. Pentru că necazul cel mare înseamnă două mânii și nu una. Două mânii. Aici este vorba de mânia mielului. Când mielul care se mânie, când judecata lui Dumnezeu vine peste pământ, peste toți locuitorii pământului, în momentul acela biserica nu este pe pământ. Israelul pecetluit, pregătit, rămășița aleasă de Dumnezeu să supraviețuiască, este în timpul acela. Biserica nu. Și totuși, la tronul lui Dumnezeu, biserica apare ca o mare mulțime, din orice norod, de orice seminție, de orice limbă, care spune că vine din necazul cel mare. Necazul cel mare este un necaz atât de mare încât toate cele trei entități trec prin el. Biserică, Israel și neamuri. Și ascultați ce spune în Apocalipsa, în capitolul 11, versetul 15. Acum, ca să legăm lucrurile acestea, țineți degetul la Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15, dar în același timp deschideți și la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 52. Și vreau să vă spun că în Biblie există o singură înșiruire de trâmbițe, sunt 7 trâmbițe în cartea Apocalipsei. Citesc mai întâi din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51, ca să aibă legătură, 51 și 52, și apoi începem citirea de la Apocalipsa 11 cu versetul 15. 1 Corinteni 15, 51. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, și acum, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, ultima trâmbiță. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Este vorba de răpirea bisericii. Apocalipsa 11 cu 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Acum,
Dacă sunt 7 trâmbițe, care este ultima trâmbiță? A 7-a. Nu e a 6-a, nu e a 5-a, nu e a 4-a. A 7-a e ultima trâmbiță din 7. Îngerul al 7-lea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului său. Și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu. Am mai văzut încă o scenă exact ca aceasta, nu? Și au zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Apocalipsa 7, aceeași scenă, unde vedem biserica la tronul lui Dumnezeu. Și acum, versetul 18 este cheie. Neamurile se mâniaseră. Prima mânie este mânia neamurilor. Mânia neamurilor. Când neamurile se mânie, cine este necăjit? Păi e necăjită biserica, poporul lui Dumnezeu și Israelul, poporul ales al lui Dumnezeu. Neamurile sunt în mâna diavolului, pentru că toată lumea zace în cel rău. Și ce urăște diavolul, urăște și lumea. Și ce acceptă diavolul, acceptă și lumea. De aceea lumea ne urăște, spunea Domnul Iisus Hristos. M-a urât și pe mine. Păi cine l-a urât cel mai mult pe Domnul Iisus? Diavolul. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Necazul cel mare este format din două mânii. O mânie care ține până la ultima trâmbiță și o mânie care începe cu trâmbița a 7-a. Și dacă răpirea bisericii are loc la cea din urmă trâmbiță, atunci înseamnă că atunci se termină mânia neamurilor pentru biserică, biserica fiind prigonită, și vom atinge în lecțiunile următoare și strigătul de la miezul nopții din pilda celor 10 fecioare, ce înseamnă acest strigăt. Dar, frați și surori, când biserica este răpită, începe mânia lui Dumnezeu. La asta se referă cuvântul profetic atunci când spune că a ascuns-o în odăiță până va trece mânia mea. Zdouă mânii. Acum, vorbind despre Israel și așezând aceasta în contextul templului și a încetării jertfelor și a așezării anticristului pe tronul lui Dumnezeu în templu. Vă rog să deschideți la 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Citim de la versetul 13: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Tesalonicenii au avut o mare problemă. Ei s-au întors la Domnul și au primit Evanghelia cu multă râvnă și cu multă bucurie. Problema este că imediat după ce au fost convertiți și după ce Pavel a plecat din Tesalonic, a venit o mare prigoană în biserica din Tesalonic. Și în capitolul 3, Pavel le spune: de aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri.
căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți, la necazuri. Printre tesaloniceni au început să le moară părinții, rudele, prietenii, tovarășii de slujbă, și de moarte naturală, de boală, dar și datorită prigonirii. Și pentru oamenii aceștia s-a născut un mare semn de întrebare. Ce se întâmplă? Noi am crezut că vine Domnul. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, apostolul Pavel atacă o altă mare erezie care s-a strecurat în biserica din Tesalonic. Prima a fost, nu vom muri, toate vor fi bine, cam cum era teologia pe aici prin America, teologia prosperității. Când ne va fi cel mai bine? După o masă bogată și gustoasă, când vom fi odihniți și fericiți și toate ne-or merge șnur, atunci vine Domnul și nu am avea nici ce face, nu am avea încotro, ne-am duce și la Domnul, dar bine ne-a fi și aici. Că aproape că nu știm ce să alegem. Pavel când spunea nu știu ce să aleg, nu spunea nu știu ce să aleg că mi-e prea bine aici. Spunea nu știu ce să aleg că vreau să continui să-L slujesc pe Domnul în mijlocul vostru. Dar mai degrabă ar fi vrut să plece la Domnul. Dragii mei, în Tesalonic prima erezie a fost, domne, n-ar trebui să murim, n-ar trebui să suferim, n-ar trebui să avem necazuri dacă ne-am întors la Domnul. Și Pavel o corectează, îl trimite pe Timotei. Și le spune, la asta suntem rânduiți, la necazuri. În a doua epistolă atacă o a doua erezie și spune așa, începând cu versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, parusia, care reprezintă răpirea bisericii. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, pentru că astea au fost metodele perfide prin care s-a strecurat erezia în biserica din Tesalonic, că Domnul a venit deja, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte. Acum, vorbim de cronologie, vorbim de înainte și după. Și este un eveniment între înainte și după. Ori de câte ori spunem înainte și după, în mijloc e un eveniment. Când spunem înainte și după Hristos, ce este la mijloc? Venirea Domnului Iisus Hristos în lume, nașterea Domnului Iisus Hristos. Cu El începe istoria nouă. Cu alte cuvinte, înainte de Hristos și după Hristos. Așa se împarte istoria, cronologic. Când Pavel spune nu va veni înainte, atunci el trebuie să ne dea niște evenimente istorice pe care noi le vom vedea și răpirea bisericii nu este înainte de acestea, spune Pavel. Asta înseamnă că va fi după, când nu știm că ceasul și ziua nu le cunoaștem. Ascultați! Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Lepădarea de credință vine ca rezultat al prigonirii. Citiți Matei 24, vânzarea de frați și lepădarea de credință pe fondul prigoanei. Și acum momentul acela culminant și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și Pavel specifică, nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Pavel, de la primele lui mesaje către biserica din Tesalonic, le-a explicat aceste lucruri ca să-i fundamenteze în credința adevărată. Și le-a spus, nu acceptați dacă vă spune cineva că a venit deja Domnul. Cum martorii lui Jehova spuneau că prin 1914 a venit deja Domnul. Fals! Căci nu va veni înainte. Și dacă nu va veni înainte, va veni după. După ce Anticrist se instaurează în templu. Când se instaurează
Anticrist în templu, la jumătatea necazului cel mare, la jumătatea celor 7 ani, după 3 ani și jumătate, în perioada de mijloc, așa cum spune în Daniel. Până atunci are loc ce? Că nu ne dă doar actul istoric, ci și fenomenul dinainte acestui act istoric, lepădarea de credință, prigoană. Înainte de răpirea bisericii este prigoană. Și frați și surori, când Satana face pact cu Israel, dacă n-ar prigoni biserica, Satana ar fi în vacanță. 3 ani și jumătate de vacanță. Lumea e a lui, Israelul e în mâna lui, că Israelul crede despre el că e un fel de Mesia, un eliberator care le dă templu și le dă pace. Și stă Satana în vacanță, 3 ani și jumătate, nu este adevărat. Satana are de-a face cu biserica, cu prigonirea bisericii, cu exterminarea fizică a bisericii. De aceea Pavel de 2 ori spune, noi cei ce vom fi rămas, pe când vine răpirea bisericii, marea majoritate a credincioșilor vor fi în țărâna pământului, decapitați, exterminați. Pentru că o prigoană globală și atât de mare și de intensă cum va fi atunci, n-a fost niciodată în istoria creștinismului. De aceea strigau aceia de sub altar, până când, Dumnezeule, nu declanșez mânia ta. Și Domnul spune, luați hainele albe și mai așteptați, pentru că trebuie să se mai completeze numărul tovarășilor voștri de slujbă. Pe urmă începe mânia mea. Când se umple paharul, acum, fraților, haideți să ne uităm puțin la Roman, capitolul 11. Și vorbim despre predarea ștafetei între Israel și biserică. Versetul 25 din Roman 11. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire. Este vorba de Israelul care nu-L primește pe Domnul. În vremea în care Pavel vorbește, o parte din Israel primise pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și biserica din Ierusalim era o biserică extrem de puternică. Doar într-o zi s-au adăugat 3.000 și pe urmă imediat 5.000. Au ajuns la 5.000 de suflete. Biserica din mijlocul poporului Israel din Ierusalim, în vremea aceea era o biserică puternică, dar o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține. Ce înseamnă împietrirea lui Israel? Înseamnă Israel nu-L recunoaște pe Hristos ca Mesia. Într-o împietrire care va ținea până când? Până va intra numărul deplin al neamurilor, adică numărul total al credincioșilor convertiți și mântuiți dintre neamuri. Până atunci ține împietrirea lui Israel. Până când ține împietrirea lui Israel? Pentru că ei îl cred pe Anticristul Neliberator. Până când încearcă să intre în templu și să se dea drept Dumnezeu. Și atunci Israelul își pune mâinile în cap și spune, l-am crezut pe Satana. Atunci are loc despietrirea și convertirea lui Israel. Și Anticristul începe să lupte împotriva lor. Citiți Apocalipsa 12, urmărirea femeii în pustie și războiul pe care diavolul îl duce cu rămășița ei. Matei 24, versetul 34, vorbind despre smochin. Smochinul în accepție profetică este Israelul. Smochinul care a fost blestemat să nu mai dea rod și care în 1948 a înfrunzit și a frăgezit. De la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădițele, știți că vara este aproape. Și versetul 34, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, sau în original și în traducere engleză cei ce urmăresc, generația aceasta, până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Este o generație de ordin familial. Fiecare om poate procrea la 20-25 de ani și vine pe lume o altă generație. Din punct de vedere familial, o generație este de, știu eu, 20-25 de ani.
Este o generație profetică de 40 de ani. Cuvântul Domnului spunea lui Moise: vei merge prin pustie până când generația oamenilor care purtau armele, care au ieșit din Egipt conștienți, responsabili, va pieri în pustie. O generație de responsabilitate profetică, 40 de ani. Există generații istorice de 100 de ani, spunea cuvântul Domnului, noi cei peste care au venit sfârșiturile veacurilor, generația din ultimul veac, generații măsurate în sute de ani, în veacuri. Și apoi generația naturală de 70-80 de ani. Psalmul 90 cu 10, Isaia 23 cu 15, Ieremia 7 cu 29, viața unui împărat care este 70 de ani. Va dura robia cât ține viața unui împărat 70 de ani. Dragii mei, dacă neamul acesta de oameni din 1948 nu se va stinge de tot până se vor întâmpla toate aceste lucruri, asta înseamnă că au trecut 66 de ani de atunci. Mai sunt 4 ani până se împlinesc 70 și 14 ani până se împlinesc 80. Și noi știm că oamenii trăiesc și mai mult de 80. Că Biblia zice, nu se va stinge de tot. Se va consuma neamul acesta, dar nu de tot. Nu va trece complet. Spuneam cu una din ocaziile trecute, mulți spun, e prea scurt timpul. E prea scurt timpul. În 12 ani, criminalul Hitler a ridicat Germania din cenușă, a transformat-o în cea mai mare putere militară și economică mondială. Și era cât pe ce să vorbim toți nemțești acum, dacă nu intervenea Dumnezeu. Cred că istoriei i-a mai rămas timp de ordinul anilor. Cred din toată inima mea că în curând va începe prigonirea. Cred că toate aceste evenimente despre care vorbește Scriptura se vor împlini milimetric, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că spune cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În aceste momente, când Domnul ne spune, iată eu vin curând, am putea să ne uităm la 2000 de ani și să spunem, 2000 de ani curând, da? La Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu au trecut 2 zile. Astăzi și mâine lucrez și în a treia zi vă voi da viața. Se împlinesc aproape 6000 de ani de istorie omenească, dacă nu s-au și împlinit deja. Scumpii mei, când Dumnezeu a zis, iată vin curând, acum 2000 de ani, El s-a gândit la 2 zile din punctul Lui de vedere. Dar s-a gândit și din punctul meu de vedere, că eu n-am început să trăiesc acum 2000 de ani. Eu am început să trăiesc acum 50, 40, 30, 60 de ani. Și când Domnul îmi spune mie, iată eu vin curând, pentru mine El poate să vină și în noaptea aceasta. Pentru că așa i-a spus bogatului din pildă, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Dar iată eu vin curând, se referă și la profeție, care spune, când începe neamul acesta de oameni, când smochinul înviază din morți, atunci anii se vor număra doar de ordinul a câtorva zeci, 70, 80, poate câțiva mai mult sau mai puțin. Și nu știm ziua când vine Domnul și nu știm ceasul, dar știm vremurile. Și ascultați, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, pentru tine, pentru generația în care noi trăim. Pentru că, da, spunea Domnul Iisus Hristos, vremurile și soroacele nu sunt ale voastre, dar haideți să vedem ce sunt ale noastre. Capitolul 5 din 1 Tesaloniceni, versetul 1, cât despre vremi și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și sunt foarte mulți care spun, frate, nu ne interesează, că vine ca un hoț noaptea, n-o să știm, n-o să cunoaștem nimic.
Da? Ascultați, versetul 3. Când vor zice pace și liniște, niciodată nu s-a zis mai mult pace și liniște în lumea asta, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare, e mânia lui Dumnezeu. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie când va veni mânia Lui. Noi suntem salvați la tronul Său, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să venim înaintea Domnului în seara aceasta și cutremurați de faptul că mai este atât de puțin timp, că timpul este atât de scurt. Haideți să ne cercetăm viețile noastre. Mie nu mi-e frică de faptul că nu suntem gata pentru răpire. Mie mi-e frică de faptul că nu suntem gata pentru prigoană și nu suntem gata să acceptăm și să alegem necazul și suferința și chiar moartea și nu lepădarea de credință și nu vânzarea de frați. Vremurile de astăzi ne-au slăbit vigilența. Am devenit credincioși din ce în ce mai slabi. Ne irităm atât de ușor. Cădem în ispite atât de ușor și am început să predicăm o evanghelie a căderii în ispită. Uitați-vă și dumneavoastră la modul în care vorbesc predicatorii de astăzi. O, dacă ai căzut, e normal. O, dacă te-a strivit păcatul, nu-i nicio problemă. Vino și predă-te, mai întoarce-te odată, și duminica asta, și cealaltă, și încă una, și alta după ea. Că ăsta este ciclul vieții de credință. Dumnezeu te primește așa cum ești, de 100 de ori, nu contează că ai căzut. Fraților, asta a ajuns să fie biserica. Eu am crezut că biserica ar trebui să fie. Domnul ne-a dat puterea Duhului Sfânt. Domnul ne-a dat nădejdea învierii. O, îl biruim pe diavolul. Nu cădem pradă ispitelor. Nu ne lăsăm cuceriți de vitrinele lumii. Nu ne înspăimântăm de tentațiile lumii acesteia. Unde este această atitudine la biserica aceea biruitoare care l-așteaptă pe Hristos? Nu cumva ne târâm în fiecare zi? Nu cumva ne lamentăm că e greu? Sigur că e greu, pentru că ne pâlpâie candelele și aproape să se stingă, pentru că ne sunt vasele goale, pentru că din ce în ce mai puțin îl căutăm pe Domnul și casa Lui și rugăciunea și cuvântul și din ce în ce mai mult ne cuceresc distracțiile lumii și interesele unei vieți pământești temporare. Frați și surori, cuvintele mele s-au izbit în seara aceasta de câțiva pereți și poate au intrat în sufletul unuia sau doi. Dar vreau să vă spun că așa cum ne vedem ochi în ochi în seara aceasta, ascultă-mă bine, tot ce ți-am spus se va împlini și se va împlini foarte curând, pentru că nu le-am scos nici din capul meu și nici din cărți, ci din cuvântul lui Dumnezeu. Așa vorbește Scriptura și așa se va întâmpla, că acest cuvânt nu va trece, chiar dacă vor trece cerurile și pământul. Frați și surori, la pocăință repede, mai avem un timp scurt să umplem vasele cu un de lemn. Le-am umplut cu mocir la lumii acestea, le-am umplut cu imaginile lumii acestea, le-am umplut cu chipul veacului acestuia. A venit vremea să fie pline de Hristos.